Atunci când au venit, copiii erau foarte retrași, erau timizi, dar cu toate astea vedeai o curiozitate la fiecare, o curiozitate aparte care i-a făcut să vrea să învețe în fiecare zi mai mult și mai mult. We have many different classes. First part of the day, they have online lesson with the Ukrainian teachers. And then we always have some activity, for example, like Romanian lesson twice a week. Tu ești român. Învățarea limbii române și limbii engleze îi ajută să doboare mai ușor această barieră lingvistică creată între ei și copiii de aici și comunitatea din România și să navigheze mult mai ușor prin problemele care vin odată cu mutarea într-o țară nouă. Astăzi am învățat culorile. Culoare mov violet. Culoare verde. Culoare galbenă. Culoare alb. Culoare roz. Culoare albastru. Then sometimes, you know, they want to see us not like a teacher. They come and want to talk, to feel that they don't alone here. Fiecare copil, indiferent de mediul din care provine sau de situația în care se află acum, are dreptul la o educație completă și de calitate. Sperăm ca din septembrie toți copiii de clasa 0 și de clasa 1, ucrainieni, să fie integrați în sistemul educațional românesc.